Suntem set, da? Suntem set, se trage, se trage. Silviu Munteanu și prietenii săi pe 103.4 în vastele studiouri ale Radio 7. Suntem live și pe Facebook, suntem live și pe 13TV, pe YouTube și suntem în studio cu AG Weinberger. Weinberger, am zis corect. Mă rog. Sunt obișnuit. Trebuie să-l văd să spun corect. Bine ai venit, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Mersi mult și mă bucur că sunt aici. Da. Ce înălțime ai? 1,96. 1,96. Eu am 1,88 și majoritatea oamenilor cu care intru în tot soiul de, hai să zicem, relații, comunicări zilnic, sunt fie la înălțimea mea, fie mai mici. De două ori în viață până acum am întâlnit doi oameni mai mari. Tu ești unul dintre ei și cumva încep să înțeleg frustrarea lor a mai mici de înălțime. Întocmai ca bișonul, știi? Ești întotdeauna, fiind mai la nivelul verzei, ești mai agitat, trebuie să atragi tu cumva atenția când vezi pe cineva mai înalt decât tine. Probabil vorbești despre o frustrare conjuncturală cu care eu nu am nicio treabă. Cred că este avantajos când stai în public la concerte, asta e clar. Nu prea... Pe ce parte? În public am zis, pe stânga, pe dreapta, oriunde, puțin sunt aia care pot fi mai înalți. Eu de rare ori când vreau să merg la teatru sau la film, caut locuri în ultimul rând. Tocmai ca să nu fiu pus în situația neplăcută, ca să mă răstesc la cel din spatele meu care îmi dă semnale că nu vede. Și atunci eu sunt un om empatic, prevăzător și caut locuri în ultimul rând. Hai să te întreb ceva. Atunci când faci un film sau când ai idee despre cum se construiesc povești și te duci să vezi un film, oricare ar fi, dar când te ocupi cumva cu treaba asta, stai în scaun și nu mai e neapărat o surpriză că toate cadrele vin din stânga și că cumva poveștile se leagă așa, pentru că ai dezvoltat skill-urile necesare și cam știi cum se face treaba. Și te lași cumva mai greu absorbit de poveste. La muzică și în special la cântatul, la chitară, cum funcționează treaba asta când te uiți la un concert? Ca în film și ca în orice mod de exprimare care trece de granițele comunicării cotidiene obișnuite, avem de-a face cu limbaje, cu estetici. Nu poți să faci niciun film, nu poți să scrii o piesă, nu poți să faci o piesă de teatru dacă nu ai anumite cunoștințe despre evoluția limbajului estetic care te-a adus acum în acest moment aici ca să poți să faci acele producții. Trebuie să știi istoria acestor lucruri. Fiecare decada a secolului trecut a marcat practic un nou limbaj, un nou dialect, să zicem așa, și în film, da? Până în 1927, când a apărut filmul cu sonor, da? The Jazz Singer, asta a fost primul film sonor, da? S-au schimbat și cadrele. Tehnica evoluează. Apar lentile, apar fel de nouă unghiuri de luminare, așa și în muzică. Apar știu eu, noi forme de căutare, de relaționare a obiectelor sonore. Pentru că muzica nu este altceva decât știința de a-ți organiza obiectele sonore în timp și spațiu. Ție ar fi, cred, mult mai ușor decât mie să-ți dai seama când cineva o dă de gard pe scenă, când a greșit undeva, când a improvizat undeva. Bun, scena s-a diluat. Scena nu mai are acel atribut sacru. Scena s-a democratizat. Ceea ce nu e bine, dintr-un punct de vedere, dar totuși e bine din alt punct de vedere. De ce nu e bine și de ce e bine? Păi s-a pierdut acel caracter inițiatic. Știi? Prin urmare, s-a compromis forma de exprimare, limbajul. Adică tu când intri pe scenă, nu mai simți, cum se spune, că treci și te-ai apucat de cântat, da? Că treci de la profan la sacru? Păi nu, eu așa m-am născut. Deci eu nu sunt altfel pe scenă decât sunt în celelalte ore din ziua mea. Nu poți să ai măști. What you see is what you get. Eu nu cred în aceste lucruri când cineva intră într-un rol, să spunem așa. Mă, așa ești sau nu ești așa? Dacă trebuie să intri într-un rol, înseamnă că nu ai mult și intri foarte ușor în impostorism. Dar s-a diluat, pentru că foarte mulți au acces la aceste unelte de exprimare, de ce asta e bine sau rău, asta rămâne de văzut. Unii au mers până într-acolo încât au ridicat până la rang de artă impostura, ceea ce, na, e puțin lucru. Dar ești pe scenă, da? Și ai un public, hai să zic, viu, care îți place, cu care reușești să legi acea chimie și primești de la ei un vibe energetic pe care odată tu îl transmiți, dar și încasezi de la ei. Tu cum diluiești cu asta? La mine orice public devine viu, pentru că asta e treaba mea, ca și entertainer. Vezi, eu ceea ce fac, eu nu pot numi muzică. Este un tip de divertisment de un anumit nivel, care se folosește de obiecte sonore și de alte deprinderi ca să se facă înțeles, auzit și apreciat. Tu spui de fapt că ok, ești doar un transmițător, muzica vine de undeva și trece prin tine. Ce fac eu? Și, mă rog, starea șamanică? Nu. Muzica este o știință clară, concretă, măsurabilă. Marea muzică, muzica cultă, muzica științifică, dacă dorești, ne explică universul. Ne ajută să înțelegem în proporții și mari și are anvergură. O piesă de-a mea sau oricui care are, nu știu, o lungime de 3-4 minute, în care n-ai anvergura necesară ca să explici relația ta a entității umane cu cosmosul. Prin urmare, devii doar un divertisment. Entertainer. De un anumit nivel. Da? Terminologiile care se folosesc, din păcate, gen concert, gen, știu eu, compoziție, sunt niște copilării. Nu poți compune, n-ai ce compune în 3 minute. Aia nu e compozitor, ăla e un songwriter. La care vine de la truverii și trubadurii renașterii, unde textul este important. Sonetul, textul, povestea, care după aia se îmbracă cu o formă facilă muzicală. Shostakovici sau Mahler sau Ligeti sau Enescu sau Doina Rotaru ne explică universul. Înțelegi ce zic? Miles Davis zicea că nota luată corect este undeva la 20% din ceea ce contează. Și Miles Davis a fost un entertainer. Este corect ce a spus. Restul de 80% este, să spunem, mai golănește cum o dai. Da, depinde de gradul de heroină în care ai în tine. Să nu uităm acest aspect. Miles Davis este un personaj foarte interesant care din anii 40 a fost prezent organic în fiecare curent al jazzului. Om norocos, locul potrivit, timpul potrivit. Foarte talentat. Dar bebop-ul, care este prima formă artistică a muzicii jazz, de fapt, a venit din cauza heroinei. Da? Pentru că a venit în anii 40 această nouă substanță, lumea a început să folosească și au început să cânte la un tempo nedansabil. Sunt multe voci care spun că toată decadența asta din formațiile de rock sunt de fapt cam mici copii față de ceea ce se întâmpla la jazz și se știe mai puțin. Și cred că și în zonele de funk, în trupele de funk. Mici copii pentru că n-au cultura necesară. Deci muzicantul de rock nu prea citește cărți. El nu știe, el poate este doar un cavaler, un călăreț al unei valuri de modă. El nu are substanța artistică. La mine, pentru mine, muzica rock se termină la Led Zeppelin. După aia, totul este un clișeu, totul este o repetiție, o modă, da? Unde se pune accent mai mult pe apariție. Hai să luăm puțin de la Pașoptiș. Cum a început povestea ta cu chitara? De la Pașoptiș, așa de bătrân crezi că sunt. Și eu sunt ultimul bastion al generației analog, așa mă definesc câteodată. Păi dacă de Pașoptiș, eu am mai spus-o mai multe ori, că de la Pașoptiș încoace țara mea se află într-o continuă pauză de țigară. De asta suntem unde suntem. E tocmai cel mai rău loc de pe planetă. E ok aici. Da, dar nu e cel mai rău lucru de pe, da? Clar. Numai că dacă stai și observi într-un mod relaxat, dar nu cult, ci bășcălios, da? Pentru că asta e la noi. Bășcălia care are mirosul ăla de răgăit al usturolului din Mititei, da? Și berea cât mai rece, cât mai ieftină, cât mai multă. Atunci ești doar un observator. Nu participi la evoluție. Ești un observator care stai la marginea terenului de joc. Este o particularitate a acestei zone, hai să zicem balcanice, în care oamenii funcționează în paradigma asta. Spre exemplu, ei de ce trag clopotele mitică și îl arăți, să zicem, de la zidul Berlinului înspre vest încolo, da? Nu se înțeleagă mare lucru, pentru că ok, este această bașcălie de care spuneai, cu răgăitul de mici, dar este mai mult decât atât. Este un soi de șmechereală pe care cred o vezi foarte bine și în filmele lui Kusturica. E un soi de șmechereală acolo, un soi de bășcălie care este specific acestei zone și care este fundamental cultural băgată în ADN-ul oamenilor care locuim aici. Kusturica e Balcan. Eu nu mă consider în Balcani, pentru că eu sunt la nord de Dunăre. Dunărea este granița Balcanului cu Europa. Dar e nostalgia imperiului. Care? A romanilor? Nu. A Habsburgilor? A Habsburgilor. A turcilor? Al Habsburgilor. Păi eu oricum sunt din Habsburgia, sunt din Oradea, care este cultural, istoric, o altă poveste, un alt film. Cu totul alt film. Ce este extraordinar în Oradea? Și ajungem și la chitară. Pentru că Oradea este centrul universului. Poate nu se știe, dar în secolul XIII, da, în anul 1400, prin Oradea a trecut gradul zero longitudinal. Deci ceea ce este astăzi Greenwich Mean Time a trecut prin Oradea în secolul XIII. De acolo s-a dat ora exactă. Acolo a fost zona de timp. De acolo a fost punctul zero. Totuși Oradea este un oraș de 1100 de ani vechime. Nu trece neobservat așa un mileniu și ceva peste cei care se nasc într-un oraș ca asta. Știi ce zic? Oradea are o capacitate de a gestiona aroganța urbană, da? Care se hrănește și se izvorăște din aceste experiențe istorice prin care a trecut. Cu turcii, cu ungurii, cu ce mai fost acolo, Habsburgii, cu românii, știi ce zic? Dar știu foarte bine ce spui, pentru că vorbim de rădăcini. Da? Universul meu este cartierul Sălăjean, eu acolo am stat 40 de ani. Nu are nici cum mizamplasul pe care îl spui tu, dar niște rădăcini avem și noi ăștia din București și sunt pe aici zonale și culmea funcționează și ele într-o paradigmă și încă una foarte interesantă. Eu n-am zis-o asta adică sunt peorativ, ca să mă dau eu mai special decât alții. Nu, m-a spus, asta e un fapt istoric. Da? Oradea are o altă atmosferă și o Pot să spun asta pentru că am termen de comparație. Nu știu dacă există vreun sat sau orășel unde să nu fi fost în România de-a lungul celor 35 de ani de carieră, prin turnee și prin toate drumurile țării. Și am observat un lucru. Fiecare oraș are un orgoliu personal, care este lucrativ sau este contraproductiv. De obicei ar trebui, ideea de competiție este una foarte sănătoasă. Trebuie să fie... Atunci este lucrativ dacă este și productiv dacă este luată ca și competiție, dar nu ca și izolare sau enclavizare. Dar cum sunt mulți din Banat, să zicem, sau încep să fie clujenii. Dar orgolul lor deja este mult mai depășit decât realitatea. Eu, când am ajuns la Cluj, am fost la TIF și vorbind cu niște clujeni au început să mă compătimească că sunt din București, lucru care m-a cam enervat. Exact. Pe ce drept? E conjunctural. Deci aceste orgolii urbane locale sunt conjuncturale. Uite, timișorenii, de exemplu, care se izolează. Ei nu scot cealaltă parte a țării din cuvântul mitic. Da, noi nu avem un cuvânt pentru ei. Și atunci, ei au pentru noi. Dar nici nu trebuie să avem un cuvânt. Deci ei au ales această izolare, această existență incestuală culturală. Dar e un incest acolo. Da, și nu le-a folosit la nimic. Nici nu știu dacă se mai întâmplă ceva. Uite ce s-a întâmplat în Timișoara. Păi da, zic că se mai întâmplă ceva în ultimii 10 ani. Și sunt capitala culturală, da? Și nicio urmă de deschidere, de spirit, de... Nu știu, eu sunt foarte dezamăgit de aceste aspecte. Dar ai o nostalgie a unei perioade în care lucrurile ți se pare că ar fi funcționat mai elegant aici? În România, în general, sigur. Uite, anii 90, să zicem. Când am ieșit din perioada aia de ape tulburi, 94, 95, 96, că până atunci era o... nu știa nimeni nimic. Nu era nimic concret, toată lumea băga mâna unde putea. Deci, atunci, de fapt, atunci mi-am formatat și eu stabilitatea. Aveam treabă la teatru cu Bulandra, am început primele două emisiuni de radio de blues din România, la Contact și la Radio 3. Era altă treabă radio pe acea vreme. Păi atunci eu țin minte că aveam un coleg pe Codruț și am editat cu lama de ras, da? Pe ștuderele, da? Benzile, dacă și scociu. Știu, da, și cât dura. Deci la mult timp editat. Da, pe bituri, deci Codruț era foarte bun. E și un cuvânt care se folosea atunci, l-am mai auzit de curând și m-am amuzat, fonotecare. Ai fonotecat? Da. Asta înseamnă că ai pregătit banda gata să fie înregistrată și procesată în arhiva radioului și ai pus-o pe raft. Cu număr de intrare, număr de serie, avea niște coduri acolo în cifre care știai oricând de unde găsești ceea ce cauți. Sunt pasionat de tot soiul de muzici, dar nu am niciun talent în acest sens. Tocmai de-aia când mă mai ocup de, hai să zicem, de muzici, mă ocup din cu totul alte unghiuri decât cântatul propriu-zis. Am această frustrare. Și am această frustrare în sensul în care cred că dacă m-aș apuca, ar fi un lucru extraordinar și ceva progrese aș face, dar întotdeauna la un moment dat mă plictisesc, nu este forma mea maximă de entertainment. Pot să fac altceva care să mă distreze mult mai mult și atunci renunț, pe de o parte. Pe de altă parte, fimea, care are 14 ani și a devenit panchistă peste noapte și brusc pasionată de rock and roll, are o chitară electrică și un pedalier și vreo două efecte și un mic monitor și acum, mai mult decât vreodată, am descoperit ce înseamnă totuși șmecherea aia cu chitara, să te joci cu ea, să-i schimbi efectele, să experimentezi tot soiul de sunete. Da. Nu devine plictisitor cu timpul. Nu uităm că chitara este doar o unealtă. Chitara singură nu o să vorbească limbajul acela muzical. E nevoie de mai mult ca acea chitară să capete credibilitate. Fiica-ta la 14 ani probabil trece prin această perioadă prin care am trecut cu toții. Cred că e unul din cele mai sănătoase lucruri la 14-20 de ani, să ai o trupă de rock and roll. Exact, și după aia vine viața, life's gonna kick in și o să, nu știu. Bineînțeles. Dar e foarte bună, bine ca și experiență. Dar asta încă, să știi că orice instrument muzical este doar o unealtă. E nevoie de om care mânuiește acel instrument muzical ca să devină limbajul acela rostit, în ghilimele, prin acel instrument credibil și plăcut, care creează o emoție. Pentru că, de fapt, asta e scopul. Indiferent că ești un songwriter sau ești un compozitor și folosești un instrument din 80 de persoane, care este orchestra simfonică, da? Sau un quartet de cor, sau, știu eu, o trupă de jazz sau o trupă de rock. Trebuie să ai trebuie să aibă sens ceea ce faci. Sensul vine doar prin cunoaștere, nu prin copiere. A, păi de ce? Și eu știu așa, am și o geacă de piele, am și o plete, am și o chitară, mă uit în oglindă, a, ce fain, arăt ca ăla de pe posterul meu. Ia să fac și eu, domnule, așa. Da, și rockerii au uniformă, știu. Bun. Rock-ul de astăzi a devenit un produs de la mall. Da? Nu mai are acea sacralitate și acele elemente de căutare, de rezolvare a unor limbaje, de căutare de sunete, de apropiere sau de pus în contradicție anumite intervale pe anumite acorduri. Cum a fost la Led Zeppelin, zice, de-aia spun că pentru mine muzica rock la Led Zeppelin s-a închis. Tot ce este după Led Zeppelin este un clișeu, este un curent de modă și MTV-ul a făcut mult rău cu asta, pentru că a inventat hairband, da? Ții minte? Happy metal, da, Bon Jovi, știu. Motley Crue, da? Asta era păr, gen, haine mulate, nu mai e rock music. Totuși, rock music este, în anii 60, a fost un curent experimental. Când au apărut noile instrumente, când a apărut sintetizatorul, da, în 67, sau efectele de chitară, alea n-au apărut așa ca să aibă, nu știu, cineva o colecție de efecte de chitară, pentru că eu am un decalog, am scris un decalog. Punctul 2 este așa. Numărul efectelor tale de chitară și a chitărilor tale încă nu te face coleg cu mine. Și vezi, s-a dezvoltat o atitudine de samsar astăzi. Mai important este ce chitară are ăla, ce efecte are ăla, ce boxe are ăla. E bun, domnule, că are Marshall, domnule, are Gibson. Păi ce bun e! Ce pricepute la muzică, nu știu care, că știe din ce an, unde se crăpătura din anul Gibson Les Paul care a fost făcut în 62. Păi asta contează. Contează și asta, cred. Asta pentru că sună într-un fel și au o bucurie aparte și o căldură aparte. Contează, cred, și instrumentele muzicale și nu m-aș opri în 60. Eu cred că m-aș opri undeva prin 90. Mie de acolo mi se pare că lucrurile au început să se repete. Sau probabil mai vizibil. Tu zici că de la Led Zeppelin încoace. Pentru mine, da. Anii 70 au avut niște trupe care au experimentat foarte mult. Abia din 80 majoritatea trupelor, astea de rock zic, au început să ia structura lui Beatles și să o transforme în hituri. Strofă, refren, strofă, refren, solo, mai bagi odată refrenul și s-a terminat. Dar asta lui Beatles. Eu știu că de la Beatles, sau, mă rog, ei sunt aia care au făcut-o celebră. Asta vine din Renaștere. Toate piesele pop-rock, cu această formă, vers, refren, punte sau bridge, refren, sunt, de fapt, este forma rondoului. Nu știam asta. Da? Din Renaștere. Rondoul e un dans, a fost un dans cu încă 5 alte dansuri care, în Renaștere, au devenit chintesența muzicii laice. Da? Și rondoul are această formă, care a fost preluată de pop music și de rock music și de toate astea. Da? Deci nu Beatles-ul a inventat strofă, refren, strofă, refren. Să nu uităm că erau și acele piese de jazz, da? Dinainte de al doilea război, când jazzul era mainstream-ul, da? Era muzică de dans. Și de obicei o piesă de jazz avea 32 de măsuri, care avea aceste forme, avea o temă A, o temă B și avea o punte sau un corus. 32 de măsuri. Atât erau, așa era croit. Înțeles, să țină lumea în mișcare. Nu, că lumea e ținută în mișcare de către ritm. Da? Dar asta era gândirea, asta era template-ul. Și după aia când a apărut rock and roll music, atunci s-a readus această formă cu strofă, refren, strofă, refren, strofă, refren. Revenind cumva la 60 și 70, acum spre bătrânețile mele, am început să dau mai multă atenție, am început să ascult niște discuri Rolling Stones. Băi, ei au odată, cum îi zice, o aroganță pe care o găsesc justă la vârsta pe care o odată, pentru că încă există pe scenă. Doi la mână, își spun the best rock band in the world. Ceea ce m-a făcut să cred că este just aroganța lor. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt foarte multe piese pur și simplu aruncate pe temirce, discuri pe care le descoperi și care nu sunt neapărat în paradigma uber comercială și cunoscută pe care o cunoaștem de la Rolling Stones. Sunt cu tot o altă treabă, sunt experimentale. Este o piesă scrisă de Mary and Faithful care se numește Sister Morphine. Este acolo, mi se pare, pur și simplu un regal de blues ce fac cei doi chitariști. Am mai ascultat celebra Love is Strong. Love is Strong, în momentul în care auzi chitara ritmică, ea nu are un ritm prestabilit dinainte care se repetă pe piesă. Pur și simplu cred că au tras tot ceea ce presupune secția ritmică, i-au dat la o cabla pe Keith Richards și acum dai tu. Și el pur și simplu se joacă. Cât de importantă este joaca asta? Mă mir că te miră astfel de lucruri ce descoperi. Ăsta e firescul unui grup sau unui individ, dacă vrei, care a intrat în această morișcă de autoexprimare care călărește efectiv valul modei din epoca respectivă. Ăsta e un business. Eu spun asta încă din anii 80 și sunt hulit și sunt... Tu spui că nu este sănătos că este business. Nu, eu nu am spus asta. E business. Dacă e un business, gândiți-vă așa. Ce este business-ul în această treabă în care suntem noi? Portofoliu. Înțelegi? Nu samsarismul. Nu vând și cumpăr echipamente și scule și chitări și efecte. Portofoliu. Ce pui pe masă? Dacă asta e business-ul, atunci înseamnă că noi, când nu suntem pe scenă și nu facem turneu, trebuie să stăm undeva, să tragem, să înregistrăm ca să îmbogățim portofoliu. Din aceste sumedenii de înregistrări apar câteva pe o colecție și se scoate un disc. Restul vedem noi ce se întâmplă. Asta face o trupă într-o lume firească. Pentru că ofertele de studio sunt atât de multe și banii care se rulează în acest business sunt atât de confortabili că fiecare își permite treaba asta. Dacă cumva nu are acasă în pivniță un studio. Știi ce zic? Astăzi și asta s-a simplificat. Toată lumea poate să aibă și are în dormitor pe un mic laptop cu câteva softuri mai mult sau mai puțin legale. Da? Are posibilitatea de înregistrare. Păi da, dar degeaba, cred că nu mai plătești studioul. Cred că e avantajos cumva. Da, dar degeaba ai tu acasă din 1000 de euro ai făcut un mic studio dacă n-ai conținut. A good song is a good song. Indiferent dacă tragi cu telefonul sau dacă tragi într-un studio care costă $5.000 pe zi. Știi? Lumea uită de conținutul intern care este o sumă de experiențe, de cunoașteri, de deprinderi, de onestitate față de tine însuți, în primul rând. Sunt foarte mulți care n-au ce căuta în această treabă. Nu numai în România, în toată lumea. Dar sunt un business, au portofolii, vând, incasează. Nici asta nu e o problemă. Cum judecăm noi, cum observăm noi și cum ne raportăm la acest fenomen ne ține pe noi în România într-o stare primitivă. S-a ajuns la noi ca să se cheme artiști de afară, numai să se facă un selfie cu ei. Pentru că asta despre ei au auzit promotorii sau, știi? Știu, e pe bani, se numește meet and greet. Nu? Despre asta vorbim? Nu. Că la festival de blues nu este meet and greet. Acolo nu e cu ifose. Și asta e o ifosă. Uite, eu cum m-am întors în America, eu cum aveam un rider, eu știam exact, eu știu fiecare aspect al acestui business. Încă din anii 80. Pentru că m-a interesat, m-am informat și de fapt este vorba de bunul tău simț. Bunul simț să știi că este baza gândirii de dreapta. Bineînțeles, știu asta. Da? Bun. Un rider tehnic este de fapt suma unor elemente de bun simț. Da? Bun, m-am întors în America, deja 2006-2007 și am refăcut riderul meu în care am băgat așa apă minerală rece, da? Un platou cu fructe și brânzeturi și că atunci eram 4 pe scenă, 4 brosoape curate, noi, albe. Și mi s-a spus, dar cine te crezi, mă? Ei, nu cred asta. Păi, așa a fost. Și mai e și astăzi. Dar cine te crezi, mă? Dar când vine, nu știu ce, artist străin și vrea jacuzzi lângă scenă, vine românul care a pus botul și construiește un jacuzzi, că dita mai artistă, da? A fost o cântare acum, cred, vreo 2 ani sau 3 ani de zile, da? La celebrul festival Electric Castle au cântat Corina Chiriac și Mirabela Dauer. Și Mirabela Dauer, spre surprinderea mea, a declarat foarte emoționată altfel că este pentru prima oară în cariera ei când are propria ei cabină în backstage. Ceea ce m-a pus... Bune! Am pus puțin pe gânduri. Chiar atât de dezastros e de fapt? Pentru că avem de-a face cu o anumită calitate umană. Sunt foarte mulți în această treaba noastră care n-au cei 7 ani de acasă. Care sunt niște brute. Niște mitocani, da? Așa și se apropie de noi și de fenomen și nu vor altceva decât să încase. Tu n-ar. Deci tu nu. Dar dacă ceri, o apă minerală, un platou de fructe, ce atât de greu un platou de fructe? Și prosop nou. Și atunci mă întreabă, dar cine te crezi tu? Și atunci eu ce am? Eu ce pot zice? Ce pot să zic? Dar nu cred că se refuză cântarea. Bănuiesc că lucrurile s-au mai cernut un pic, adică nu mai stau. Probabil nu sunt foarte multe locuri în țară unde poți să cânti decent. Sunt cele câteva orașe. Și de obicei acele câteva orașe au acele câteva locuri. Nu. Sunt câteva locuri bune în țară care au infrastructură unde poți cânta. Și nu te pune cei de acolo să muți cele 2-3 mese ca să instalezi acolo. Dar nu e loc de cântat. Și sunt accidente care se întâmplă. Pentru că nimeni nu își ia responsabilitatea organizării unui astfel de... Da? Nimeni nu s-a gândit, dar cine are competența să organizeze? Cineva trebuie să organizeze un lucru de acest gen. Din afară pare că lucrurile s-au mai îndreptat un pic, totuși, în ultimii ani. Crezi? Așa pare. Ia du-te la, nu știu, alege tu un club sau un local unde se cântă, care se dă mare că promovează muzica cântată pe viu. Ia du-te acolo și întreabă, dar cine are patalamaua de la Ministerul Culturii care a absolvit acel curs obligatoriu de management și de organizare de spectacole? Unde se prelucrează legislația, competențele, responsabilitățile, își dai un examen și statul te-a încredințat cu această responsabilitate. Da, tu poți să faci spectacole, dacă n-ai așa ceva, n-ai voie să faci spectacole. Asta asta e o lege. Dar cineva se... Există această lege dată? Că... Nu știam de... Ok. Eu sunt simplu plătitor de bilet. Mă duc, am văzut, mi-a plăcut cum a fost organizat și cum eventual s-a auzit pe scenă și cântarea și așa mai departe. Dacă îți pică un bec pe cap, cine răspunde? Bănuiesc proprietarul clubului. Pe baza a ce? Era locul lui, da. Nu? Recent au fost foarte multe situații de acest gen, dar nimeni nu s-a gândit să ia la rost pe cei care organizează. Că așa de la sine nimic nu se întâmplă. Hai să revenim la lucruri frumoase. Cum a fost prima dată în viața ta când ai dat cu nasul un Hendrix? A fost în Tacioc, la Oradea. Eu aveam 12 ani și deja eram într-o rețea de asta de mica mafie de schimburi de viniluri. Nu schimburi, de vânzări de viniluri. Okay. Deci eu am fost mâna a doua. Da. Veneau din vest. Da, da, da. Și la Tacioc la Oradea au ajuns, sau mă rog, deja după faza a doua mai dezvoltată, deja știam adresele unde mergeam să le luăm. Și aveam clienții mei care mi-au dat lista, eu am dat mai departe la importatorul direct, să spun așa. Cât era un vinil? 350 de lei era un vinil de la mine, dar eu am cumpărat-o cu 200-220. Era ceva. Da, dar era cam 10% dintr-un salariu. Dar, da, pe mine nu m-a interesat salariul, că n-am fost niciodată salarizat, deci nu mă interesează acest aspect. Acum mă interesează puțin, la prag de pensionare. Dar erau viniluri bune. Erau Deca, erau Dum Dum India, dacă țineți minte. Erau, ce mai era? Deca știu. Deca, da. Cine mai era? De la nemți, Deutsche Grammophon. Erau niște case discuri din vest care aveau licențele, anumitor titluri. Rușii aveau foarte bună calitate. Încă mai am câteva. 180 de grame. Da. Foarte bună calitate. Și aduceau oamenii de peste graniță, treaba lor cum, și eu am fost practic angrosistul, da? La 12-13 ani. Și am dat mai departe clienților mei care... și astfel, țin minte, era un Hendrix, era un single, era un disc cu 45 de rotații pe minut. Cu Hey Joe pe el. Și asta n-am putut să o vând. Cum n-am putut să o vând pe... Și asta a fost primul LP care mi-a rămas mie, discul Spectrum. Nu știu Spectrum. Al lui Billy Cobham. E un disc dublu. Billy Cobham e toboșar de jazz, de jazz rock. Din cauza acestui disc mi-am formatat limbajul conștiincios. Pentru că era acolo un chitarist, Tommy Bolin, care felul lui de a se apropia de frazări, de creșteri, de curburi, de intensitate. Și aveam, nu știu, 13-14 ani și știam că ăsta e calea. Și norocul meu că n-am vândut, că nu trebuia nimănui. Că mai venea așa discurs, știi? Veneau la bulk, așa, și lumea vrea chiciurile, Scorpions, chestii de-astea. Scorpions în anii 70 erau altă treabă. Erau foarte multă experimentală. Nu era. Ți-am zis, Zeppelin. Nu există. Ca la mașini. Există două concerte de mașini. Nemțești și engleze. Tot restul de mașini sunt o combinație acestora. Deci nu există altă concepție. Nu te-a prins nici cum povestea asta cu pancul. Nu. Ok. Păi, eu aveam deja 16 ani când a fost, 17 ani când a apărut pancul. 78. 13 ani aveam, poftim. Nu, eu sunt din epoca modernă. eu sunt omul epocii moderne, știi? M-am născut în 65, în a doua treime a epocii moderne, cu toate codurile estetice, cu toate filozofiile epocii. Eu am avut acces la cărți și la informație. Fiind în Oradea, noi prindeam unguri la televizor. Aveam abonament la concertele filarmonice din Oradea, unde veneau dirijori foarte importanți și soliști renumiți, cu repertoriu. Mie-mi place muzică contemporană. Asta e muzica timpului meu, știi? Eu încerc să nu mă las adâncit și înghețat în nostalgiile mele improbabile. Eu nu ascult muzica dintr-o memorie colectivă de mult apusă. Eu chiar mă duc să ascult ce face la pe scenă, nu piesele care l-au consacrat. Eu nu mă las păcălit. Știi ce zic? Publicul, din păcate, marea majoritate, se duce... Bagă-o pe aia. Exact. Da. Dintr-o memorie colectivă, indiferent cine e pe scenă, nu mai contează cine e pe scenă. Piesa o cunosc, o recunosc, clar, ce bun e ăsta, domnule. Da? Da. Nu, eu ascult, cum să spun, contemporaneitatea ăluia de pe scenă. Vreau să văd atunci, să aud atunci, să mă convingă. Exact cum fac eu. Eu n-am un playlist niciodată. Eu nu știu ce se cântă. Nici nu... Ești pe Spotify? Nu m-am uitat. Sunt pe Spotify. Sunt peste tot. Okay. Dar de mult. Cred că eu am fost primul din România pe iTunes în 2004 sau 2005. Dar asta nu are importanță. Asta sunt noile medii, da? Nu are importanță pe ce ești, unde. Sunt pe Spotify, sigur. Dar nu mă excită. Eu încerc să descurajez. Vreți de la mine muzici? Pe site-ul meu descărcați direct. Sau live. Sau live, da. Că Spotify du-te niciun ban. Ăla e o mare păcăleală. Pentru mine, băiat de Sălăjean, anii 80-90, erau cu casete video, da? Și, bineînțeles, aveam acea idee despre America în capul meu. America, pentru mine, însemna odată serialul Dallas... mai însemna e o America foarte frumos descrisă în Rocky 1. America anilor 70 pe planul 2 este întocmai ca o să mă jure multă lume, nu-mi place Sergiu Nicolaescu, dar îmi place Bucureștiul pe care l-a descris în filmele lui. Mi se pare pur și simplu extraordinar și în planul 2 foarte poetic boem pus cumva. În fine, mai era și un film al lui Sylvester Stallone, Paradise Alley, regizat chiar de el în 78, unde apare și Tom Waits, unde de asemenea este o America foarte interesantă. Imediat după Revoluție, mi-aduc aminte, a fost difuzat un film la televizor, cred că a făcut audiență cât n-a făcut vreodată vreun film în România, mai mult decât Home Alone, era Șoferul. Era un film de categorie B, cu un șofer de taxi care avea, nu era celebru Taxi, prin America. Aia era America din capul meu. Plus numele astea foarte șmechere. Aveam un sac pe care scria Nevada și eram cel mai fericit om din lume că am acel sac pe care scrie Nevada. Cum era America ta din cap și cum a fost când ai ajuns acolo? Evident că un șoc cultural, da? Prima dată am ajuns în 96 în America. La Memphis. Noi avem așa o imagine... O proiecție noastră, așa este. Greșită, sau, mă rog, personală, să zicem, din filme și din știri. Pe mine m-a șocat că americanul habar n-are de unde sunt eu, că mă întreabă de unde ești. Am spus, a, da, zice, lângă Lisabona, zic, da, mă, poți ajunge cu mașina. Eu am înțeles mecanismul lor de gândire. Am înțeles țara. Mă rog, America nici nu o țară, mai degrabă este un principiu care este oferit tuturor, dar numai acolo. Trebuie să mergi acolo, pe acel teritoriu, ca să te bucuri de acest principiu care, de fapt, trece de granițele unei țări. Dar nu e țară. E un principiu. Sunt mulți oameni care mi-au povestit de America anilor 80-90 și mi-au zis, nu m-am simțit nicăieri mai liber ca acolo. Dacă mergi acolo pe banii rudelor sau prietenilor și stai o lună, n-ai înțeles nimic de America. Când nu ești expus provocării vieții, da? Singur te descurci. Că așa ușor merg mulți, o lună, două, pe, nu știu, banii rudelor, vizitează, se duc cu studii. Și fac pozele. Da? N-au înțeles nimic din America. Aia pentru turiști. Eu am călătorit 40.000 de mile cu o cântăreasă de country într-un autobuz de turneu. Când făceam o dată pe săptămână am ajuns într-o cameră de motel. Rest dormeam în autobuz. Făceam dușuri la benzinărie. Am înțeles. Cântam de la ăsta Farm Aid al lui Nelson și John Cougar Mellencamp din Iowa. De două ori am fost acolo, scenă imensă. În mijlocul preriei, așa, nu vezi nimic, mergi cu mașina drept, nu vezi nimic și dintr-o dată, puf, o scenă imensă cu rulote, și vreo 60.000 de oameni în față. De unde apar? Deci nu știu de unde a apărut aia. Da? Cânți acolo și peste o zi cânți în Wyoming la un, nu știu, final de asta de rodeo județean, nu știu ce era, în noroi, că nici scenă n-aveai. Și acolo a fugit la cubanii, promoterul. Ah, quite an experience, am mai auzit povești de-astea. Eu am înțeles America. Mi-am satisfăcut porția de curiozitate. Mi-aș lua o casă acolo, dar nu mă duc. Unde? California sau? Nu pe coaste. Pe mine coastele mă sperie. Cea mai mare concentrație de populație este pe coaste. În mijloc undeva. New Mexico, Nevada, Arizona. Unde e cald frumos, în deșert. Liniște. Dar cum era viața de muzician în turneu acolo? Cum era iarba? Cum și-o fac ei? Că ei nu-și pun tutun, au altfel foițele. Cum e publicul acolo? Și cum e să fii muzician în America față de cum e să fii în România? Pentru mine, nicio diferență. Pentru că eu țin universul în palma mea. Eu sunt din alt film. M-am născut în alt film. Abordez lucrurile altfel, înțeleg lucrurile altfel, fac conexiuni logice altfel. Eu nu sunt produsul, eu sunt un meta. Eu sunt o meta-existență. Știi ce zic? Pentru mine, oriunde mă lași din elicopter, îmi fac treaba așa cum fac eu. Eu sunt ăla. Eu nu sunt produsul și nu sunt suma părerilor celorlalți. Cel mai sănătos se gândește așa, bineînțeles. Ce zic? Eu mă asum ce sunt. Unii spun că sunt arogant, dar exact acolo mă doare. Ce spun alții? Unii își permit să fie. Bun. Și în America, când am ajuns în 2000, a treia oară, m-am dus pentru 2 luni. La Chicago, la festivalul de blues, să fac un documentar și să scriu o carte cu un prieten de-al meu din Ungaria, care s-a și înfăptuit. Am făcut cartea, el nu știa engleză, eu știam, aveam contactele mele, interviuri cu muzicieni, cu case discuri, cu impresari, cu nu știu ce. El a filmat, s-a făcut și mai mâncă aceste 11 ore needitate la mine, deci. Dar vrea cineva asta în România este interes pentru asta. Și cu oameni care nu mai... De exemplu, am un interviu cu Koko Taylor de 3 ore. Koko Taylor, the queen of the blues. Da? Oameni cu bumbac în sânge, cred că e politică incorect să spun asta, dar... Nu contează, hai să nu fim... Și mi s-a ivit ocazia prin Sound Seals, pe care l-am cunoscut în București în 98, când a fost FS Blues Festival. Și atunci aveam la Contact emisiunea Delfinariu Și Efesul m-a găsit pe mine ca singură emisiune de blues să fiu portavocea acelor festivaluri, că tocmai au deschis fabrica la Ploiești. Și atunci eu, cum fac fiecare an o lună de zile un festival ăsta mobil, ambulant de blues și jazz în Turcia, și deschizând fabrica, ia să mai facem 2 zile și aici, să vedem. Și atunci au adus la aici. Și prima ediție a fost la Casa Armatei. Imposibil de cântat acolo, pentru că e marmură, deci e un hău. Voiam să te mai țin puțin în America, pentru că cred publicul este altfel acolo. Ei chiar au o cultură de... Da, mie așa mi se pare, că au o cultură a muzicii. Nu, văd din numărul de bilete care se vinde. Și muzica, mai sunt atent la ce se dă pe radio, pe acolo. Un Guns N' Roses, cred, da? Hai să luăm Guns N' Roses, nu cântă sub 60.000 de oameni. Ca să umpli aici 60.000 de oameni este... Culmea, se umple la Sofia. În București, în niciun caz. Vezi, și tu ești victima acestor iluzii care sunt hrănite cu aceste informații neprobate. Iartă-mă că spun. Nu, sunt atent. Dacă, uite, tu ai ajuns de Buddy Guy? Da. Știi cine e Buddy Guy? Mare bluesman. Bun. Acum e cel, după ce a plecat Bibi, ăsta e regele. E din Chicago, da? Dintr-un oraș, Chicago se numește. Eu când am fost în Chicago în 2000, m-am rătăjit un pic și căutam clubul lui, da? The Buddy Guy's Legend, care este pe Wabash Avenue. Eu nu știam că sunt atât de aproape. Am intrat într-o prăvălie de asta de telefoane și a fost acolo un tânăr afroamerican și l-am întrebat: ești de aici? Zice, da. Mă, poți să-mi spui unde e Buddy Guy's Legend? M-a întrebat, Buddy who? Și eram la trei colțuri, 3 străzi. Știi ce zic? Acolo altfel funcționează promovarea. Noi facem greșit promovarea. Deci nu noi. Aici se face greșit, pentru că se face pe tunuri. Este o gândire și o abordare toxică în România în ceea ce privește show business-ul. Și mai ceva, nu sunt săli. Știu, bun. Voiam să mă prind unde am înțeles eu greșit. Dar să revenim în America. Acolo, publicul, că de aici a pornit contrariarea mea. Așa. Noi cu Sandy Brooks, cu tipa asta de country, care era o artistă națională, cu management, cu record label, cu autobuz de turneu, cu echipă de tehnicieni, cu booking agent, cu contabil mobil, venea acolo cu noi. Câți oameni înseamnă asta? Păi noi erau 2 autobuze, într-un autobuz stăteam 7 inși. Da? În primul autobuz eram noi muzicieni și la al doilea autobuz venea the staff. Și Sandy avea, nu știu, de multe ori am stat 2 săptămâni într-un loc, că era angajată Sandy într-un club de ăsta de dans, da? Și acolo eram, nu știu, 10 zile. Sau tot timpul eram în mișcare, da? Fax ăsta mobil, veneau comenzile de la management, uite, mai este un loc, uite, poți să faci un detour ca să mergi acolo la 70 de mile, așa sunt banii, nu știu ce. După care am început, când m-am stabilit în Las Vegas, am început eu să cânt cu un agent care mi-a făcut cântările și eu am fost acolo Attila the Transylvanian Guitarman. Acest cuvânt, de fapt, m-a pus în schemă. Pentru că acolo pe nimeni nu mai interesează nimic. America este atât de suprasaturată, mă rog, Statele Unite. Da? Gândește că americanul care se naște acolo, el nu mai are unde să emigreze. Ăla e ultima stație de autobuz. El știe că este cea mai tare din lume, e cel mai tare din lume, are 2 oceane, are munți de 6.000 de metri. Un sistem care funcționează cât de cât? N-are nici pașaport. Ăla n-are de ce să știe cât de departe e Parisul de București. Că nu-l interesează. Ăla are străzi mari, case mari, mașini mari, loc de parcare spațios și gândire mare. Ăla habar n-are cine-i ministrul lui de agricultură sau de interne, că nu-l interesează. Ăla își permite să nu plătească taxe dacă vrea. Pentru că se duce la tribunal și spune, în spiritul amendamentului nu știu care din Constituție, eu nu mai vreau să plătesc taxe federale. Bun, judecătorul îi dă această opțiune și spune așa, bun, dar atunci nici nu votezi la nivel federal. Foarte bine, so what? Înțelegi? N-avem voie să privim America, sau mă rog, Statele Unite, cu ochii pe care ni s-a dat voie să ne-o formăm aici. Noi nu știm libertatea. Libertatea costă. Noi nu suntem liberi aici. N-avem cum și nici nu vom fi niciodată liberi, pentru că această zonă n-are voie să fie o zonă liberă. Ăsta e un buffer zone. Noi stăm într-un buffer zone. E singura țară din lume unde un lanț muntos desparte țara în 3 părți. E un buffer zone creat artificial de turci, ruși și habsburgici, da, la sfârșitul secolului XIX, după războiul ruso-turc. E un buffer zone. E un teren forțat. E un teritoriu forțat. Înțelegi? Prin urmare, nu e nimic ceea ce să ne coaguleze. Noi n-avem surse de demnitate aici. De asta suntem așa cum suntem. Eu cred că nu suntem probabil la fel de omogeni ca Polonia. Polonia este o țară mult mai omogenă decât noi. Intri în București, ai acces brusc la foarte multe românii. Ai niște bulevarde care arată foarte bine, faci dreapta și ai intrat într-o mahala, de unde miroase pipi pe stradă. Așa și la New York, de fapt. Nici asta nu ar fi o problemă. Dar n-avem... Uite, omogenitatea, da? Asta e foarte bun. Pentru că avem muntele care ne desparte. Pe de o parte. Pe de altă parte, mi-mi place totuși că, cel puțin de 70 de ani, cu mici deranjuri, este liniște aici. Nu este ca în alte părți. București este, până la urmă, în momentul de față, unul din cele mai safe orașe de pe planetă. Ceea ce, de asemenea, nu este puțin lucru. Da, foarte bine. Pentru că din 47, țara asta e cea mai bine organizată țară, pentru că avem serviciile foarte pe treabă. Da, măcar ceva funcționează. Ce zic? Da, de asta suntem siguri. Nu e și oricine din țară. Deci, sunt foarte profi ăștia și fac treaba. Da? Aici nu o să explodeze niciodată gara. Da, poate că e... Asta nu e rău. Evident. Adică vreau să stau liniștit la o terasă să beau o bere fără să-mi fie frică că vine unul cu un cuțit să mi-l pună în gât. Cum văd că s-a întâmplat în Belgia și, mă rog, și în alte capitale europene. Dar mental... Nu spun că e mai rău sau mai bine. E altceva. Are și mentalul de aici un șarm. Așa de levantin, știi? Are mirosul ăla de cafea turcească cu baclavaua și usturoi din mici. Da? Și fetele generoase. Și frumoase și ciorba de burtă. Mai găsim. S-ar mai găsi, da. Da. Deci sunt lucruri interesante, șarmante. Și cred că UNESCO are un plan, așa am auzit, ca să păstrăm așa cum e. Pentru turiștii care vor veni să se bucure de exotismul multicolor de aici. Unde îți place cel mai mult în România? Păi, eu sunt din Oradea, dar n-aș putea sta altă parte decât în București. Are orașul ăsta... ceva provocativ. Știi ce zic? Are foarte multe personaje foarte bizare. Are un romantism acesta urban. Nesigur. Știi? Când ai fost ultima oară la Obor? micii și cu berea de acolo și cu oamenii aia. Păi să știi că sunt un spectacol. Eu mă duc la piață acolo să cumpăr de acolo lucruri. Ce piață foarte bună. Dar locul în sine mi se pare că care până la urmă dă și denumirea orașului. Locul în sine în care un tip de poezie aparte de marginea Orientului, de Caragiale, de Mateiu Caragiale, care cum să-ți explic? Intri într-o cârciumă, este plin de bărbați și la o masă este și o femeie cu un bărbat care împarte berea cu ei. Nimeni nu se ascultă, toți vorbesc unul peste celălalt, dar este fantastic și lumea, oamenii țin la ei și dai de tot soiul de personaje. Am întâlnit într-o cârciumă în Militariu Profund, o cârciumă de tablă, cineva, un bețivul locului vorbea despre Odiseea Spațială 2001. Deci asta era discuția lui. Am întâlnit într-o cârciumă în Sălăjean, oamenii se certau pe plecarea lui Minculescu de la Iris. Plus, dacă iei cârciumile din centru spre periferie, o să observ că discuțiile la masă sunt infinit mai interesante. De obicei, cele din centru și, să zicem, cercul 1 și cercul 2 sunt pline de oameni care mai lucrează pe la corporații și poate a treia, patra bere unul începe să înjure și se termină cu 2 sau 3 vor fiindu-l pe un al patrulea. Asta este constanta. Când te duci mai la periferie, este cu totul altă treabă. Oamenii, femeile, este totul mult mai visceral și mai lumesc. Ceea ce mi se pare că dă Bucureștiul ăsta un haz cum nu știu dacă mai găsești în multe orașe europene, în multe metropole europene în care se închid toate la 10 seara ca să nu scadă productivitatea a doua zi. Bine, noi mai avem locurile. Și mai e o chestie. Nu mai găsești oraș european unde să poți să-ți cumperi ceva de pe stradă sub 1 euro. Aici găsești celebrul covrig. Da. Covrigul. Da. Dar are un șarm orașul ăsta. Eu ți-am zis că sunt meta. Tocmai de asta te-am întrebat. Eu sunt de nicăieri și de pretutindeni. Nu știu dacă asta este un noroc. În afară de mormântul lui mama, care care a apărut în 2015, eu nu am alte rădăcini. Pentru că familia mea a fost exterminată în Auschwitz. Dar a rămas doar maica mea, din care am ieșit eu, știi? Deci eu sunt primul bărbat care duce mai departe numele. Nu te animă sentimentul ăsta de dezrădăcinare? Ba da, tocmai asta spun. Nu-ți găsești locul? Tocmai de asta spun. Poate să fie asta prerogativul unui zbor liber? Că nu ești legat de tradiție. N-ai obligații, n-ai acele cătușe care te obligă să-ți păstrezi tradiția. M-am gândit și la asta. Poate fi și o sursă de anxietate maximă, bănuiesc. Nu știu, dar eu nu mă simt străin nicăieri și mă simt bine peste tot. Știi, în momentul în care dormi acasă, te odihnești. În momentul în care dormi la un hotel, oricât de luxos ar fi și de comod, te odihnești undeva la doar 70% din cât te odihni normal. Tu n-ai problema asta nicăieri. Nu. Eu n-am cămin. Am înțeles. Umbli tot timpul cu un bagaj după tine, ești pe planetă doar în trecere? Eu n-am niciodată. Singurul spațiu care este proprietatea mea este interiorul mașinii mele, care îmi aparține. În rest, eu nu m-am reglat viața astfel ca să am posesiuni, să am, știi? Am niște lucruri, oricând pot fi mutate foarte ușor, dacă e cazul. Și acum stau în chirie în București, stau în chirie în Budapesta, că m-am mutat acolo jumătate, fac așa o navetă permanentă. Tot la fel a fost în America. Poate de acolo am prins gustul ăsta de a nu-ți aparține și de a nu te lega cu vreun credit. Eu nu cred în bănci. Să furi de la o bancă nu este nimic imoral. Da. Știi? Nu am chef să mă leg de ei. Și atunci există această opțiune. De ce să am... Se spune că este sănătos pentru fiecare dintre noi să-și asume niște responsabilități și să-și le ducă. Da, eu am altele care mi le-am asumat. Responsabilitatea mea este misiunea mea. Să fac 35 de ani de când ai intrat în povestea cu muzica. Nu, mai mult. Numai 35 de ani, pentru că în 1985 am dat acel examen de atestare și am primit atestatul de liber profesionist. Și de atunci, oficial, pot să mă consider părtaș full-time, profesional, dedicat în acest business. Dacă ar fi cu muzica, ar fi momentul 1975, când am început să cânt și să învăț la chitară. Care a fost în toată perioada asta, dacă ai face un exercițiu de imaginație, de memorie, și ar fi să-ți alegi, hai să zicem, 3 momente în care a fost foarte rewarding că te-ai apucat de povestea cu muzica? În 1984, când am venit din armată, asta a fost în octombrie, și atunci m-am dus la Băile Felix, care este o stațiune lângă Oradea, unde cânta formația Metropol. Eu știam foarte clar, eu altă șansă să ies din Oradea nu am decât prin formația Metropol, care era o formație cu multe turnee, foarte populară, impresariat, mergea foarte bine în Metropol. Și m-am dus la ei și am văzut acolo că au un chitarist care așa mai modest, mai palid. Eu m-am dus la ei într-o pauză și m-am oferit serviciile. Zic, eu sunt mai bun ca asta a vostru. Uite telefonul meu, numărul meu. Dacă aveți nevoie de mine, sunați-mă. Asta a fost în 84. Masculul alfa. Că vă arăt eu cum să faci. Da. N-aveam nici 20 de ani împliniți. Dar pentru că la armată maică mi-am aranjat ca să ies mai devreme decât... Că eram la diribau, la munci, la căi ferate. Nu era o stare fericită. Și... m-au sunat să mă duc să mă alătur lor de Revelion 84-85. Mi-au zis că numai din șpăgi se va împărți ceva bani, că n-am fost calculat în bugetul general. Dacă accept așa, sigur. Și a fost un Revelion foarte reușit. Unde s-a ținut Revelionul? Hotelul Păinița la Băile Felix. Am fost acolo în 90. Da. Ăla era locul de rezidență a formației Metropol, dacă poți spune așa. Înțeleg, și a fost o cântare de o noapte întreagă. Sigur, sigur. Și după aia mi-au zis să rămân. Și după aia în aprilie a fost examen de atestat, trebuia să merg la București, la Casa de Cultură Petefi, lângă Cismigiu. Și am luat examenul și după care mi-a zis cea de la Metropol că, uite, se pleacă în turneu, n-aș vrea să vin și eu cu ei și să învăț piesele lor de concerte. Sigur. Și așa am intrat în... Eram foarte excitat, evident că am zis da. Am înțeles. Ăsta a fost primul high moment. Nu, momentul a fost când am avut curajul să mă duc la ei, la Păinița, în noiembrie, să spun, eu sunt mai bun ca al vostru, uite numărul meu. Deci că momentul că mi-am învins niște complexe și mi-am luat... Și atunci am înțeles că, de fapt, universul este în mâinile mele, nu invers. crezi în povestea că noi atragem lucruri și că în momentul în care chiar ne dorim ceva, niciodată nu se întâmplă cum ne imaginăm noi că se întâmplă, dar până la urmă lucrurile se întâmplă. Tocmai de asta ai scris? Metafizică la care, uite ce frumos spun, palida noastră rațiune nu are acces. Tocmai de asta, la mine este un citat permanent care este pe fiecare afiș, disc, nu știu, roll-up, ce vrei, Matei 7:7. Cere, ți se dă. Ciocănești, ți se va deschide. Exact. Asta este un principiu care îmi guvernează toată existența și funcționează. E cu Dumnezeu în jugulară. Nu, eu cu ăla sunt prieten. Noi jucăm cărți. Suntem colegi. Parteneri. Alte două momente. B.B. King. Hai, asta trebuie să fie într-un fel. Eram deja în Las Vegas și în 2001 eu rambla lui The King. Atunci aveam o mică școală de chitară, știi, acolo, că eu am dezvoltat o metodă holistică de a preda nu chitara, ci relația noastră cu acest instrument, de fapt, care e un program de 3 ani. Și The Holistic Way of Learning Guitar este o metodă protejată și a dat foarte frumoase roade. Chiar sunt curios despre ce e vorba. Și la un moment dat am avut un puști de 12 ani, fiul unui ginecolog din Budapesta, care s-a căsătorit în America. Și aveam două avantaje, mai învățam ghitara și mai aveam și ungurește cu el, să nu uite limba maternă. Și am devenit prieten cu taică-său, știi? Și atunci am văzut prima dată un BMW care îți vorbește, că ăla suna acasă și spunea, sun la nevastă mea, și el spunea, pe care număr? Și cine vorbește, știi? Asta a fost 2001. Deci, și odată vine tatăl lui și spune, mă, ce faci sâmbătă? Că uite, am 2 bilete la BB. Vrei să vii? Sigur, cu drag. Cu toate că l-am văzut pe B.B. King de pe scenă de vreo 4, 5, 6 ori de până atunci. În diverse state din America. Și asta a fost la House of Blues, care este în Mandalay Bay. Este un restaurant House of Blues. Exact ca și Hard Rock Cafe, e o franciză, House of Blues și, mă rog, cu toate acele simbolistici și mobilier specific. Și concertul s-a terminat, foarte bun, și după aia spune tipul, hai cu mine, mergem în spate. Bine. Și intrăm în backstage și vin 2 doamne afroamericane și sar în gâtul doctorului. Doctor, good to see you. Probabil paciente, deci un ginecolog totuși e zeitatea. Și prezentări cu cele 2 doamne care s-au dovedit să fi fost directoarele de a companiei lui Bibi, care s-a numit The King Roadshow, care a făcut toate businessurile cu turnee, cu discuri. Și la un moment dat mă trezesc într-o cămăruță, repede ăștia mă introduc, this is AG, bye, și au plecat. Și m-am trezit, îți dai seama, cu Bibi, pentru un fotoliu, care zice așa, ah, good to meet you, I heard a lot about you. What? Știi? Și era un moment. Și cât ați stat împreună? Mult, vreo 20 de minute. Asta a fost după concert. O eternitate de moment. Da, dar nu numai, că după aia m-au tot invitat, că Bibi de fapt stătea în Vegas. Dar venea vreo 60 de zile, că după aia era tot în mișcare prin lume. Și când era în Vegas, dădea acest concert la Mandalay Bay și tot organiza barbecue și petreceri la el în grădină. Și eram permanent acolo, deci nu numai asta a fost cu Bibi întâlnirea, dar după aia m-a povestit, nu numai mie personal, că eram mulți acolo, cum în jurul grătarului, când întorci burgerul, mai vin povești, mai vin... Și Bibi stătea în fotoliul lui și toată lumea în jurul lui. Ați făcut vreun gem împreună? Nu. Asta a fost interesant. Eu, când nu era Bibi în Vegas, mergeam la cele două doamne, la birou. Cu flori, cu ciocolată, ca un băiat din Europa, din Oradea, cu dorința de a construi o relație. Da? Și când credeam că deja a venit momentul, am întrebat pe Laverne, Tony, care era șefa. Bărbatul lui Laverne era hemondistul lui Bibi, care era în turneu cu ei. Și nu clăparul hemondistul e important, da? Păi, e alt animal. Da, 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 corect, corect, corect. Și am zis, domne, sunt drăguț cu mine, drăguț, doamnele, ce mai faci, honey, nu știu ce, bei, ca hai să merg la lunch, nu știu ce. Și atunci am întrebat, dar spuneți-mi, ar fi posibil când Bibi e aici și cântă la Mandalay Bay să am ocazia să cânt cu el câteva numere? Atunci s-au schimbat la față. Și mi-au zis așa, honey, blues business is about black musicians and white audience. Și atunci a înghețat în mine lichidul vital. Că nu știam, am făcut o gafă sau sunt ăștia rasiști sau... Sună rasist. Și sunt, da? Bine, dar ei sunt de o generație care au trecut prin avea nevoie de acest sistem de autoapărare. Și mi-a zis, dacă venim la tine în țară unde tu ești cunoscut, te invităm pe scenă, dar aici ești un nimeni în America. Bibi nu o să riște. Nu știi, nu te știm. Ah, foarte straight in your face. Da, foarte corect, da, da. După, evident că am mai vorbit, am încercat să-l duc aici când am ajuns înapoi în România să-l aducem pe Bibi. Am și discutat cu agenția, cu Williams Morris, care agenția, da, cea mai mare agenție de booking din lume. Și datele, când era Bibi în Montreux, cred că în 2011, 2010-2011. Atunci era, că venea și în Ungaria și atunci de acolo era foarte simplu să aducem aici. Dar nu s-au legat pentru că lumea n-a avut încredere că se umple sala Palatului. Ce trist e asta. Da. Mă rog, astea sunt condițiile, astea sunt realitățile. Dar am o grămadă de amintiri. Și Charlie Tuna, deci fii atent, tipul ăla cu care am cântat în Vegas, noi aveam o trupă acolo, The Shuffleers s-a numit, și am cântat în Sand Dollar Blues Lounge, unde era Charlie Tuna, da? Care la un moment dat vine și spune, băieți, I got a gig with Baby, deci nu mai contați pe mine. Și de atunci, asta a fost în 2004 sau 2004, și Charlie Tuna a devenit chitaristul lui Bibi, un tip afroamerican care avea vopsit în blond asta, căpățâna. Deci îl vedeți prin poze. Charlie Tuna. A fost colegul meu care am... Și mai era cineva acolo, Frank Vanderbilt, cu care am împărțit, nu știu, $200 când am primit gaj la cel mexican unde cântam, unde doar atunci ne primeam gajul ăsta de $350 și eram 5 inși în trupă, dacă 2 ore țineam minim 30 de oameni în cârciumă. Asta era condiția. Și pentru asta noi am angajat curvele cu $10 pe oră să stea acolo, să fie un magnet pentru mexicanii care... Showbiz, corect? Da, da, da. Și cu băieții cu care am fost, tobarul Frank Vanderbilt, care acum cântă cu Lenny Kravitz, acel tip înalt, da? Și când a fost aici Lenny, eu am sunat la organizator, nu spunem cine, și am zis, mă, eu știu pe Frank, am împărțit unde stă, dăm și mie un teren, sau să fac cumva ca să mă văd cu el. Și nu, n-au crezut. Și atunci l-am sunat pe Frank pe numărul de american și stat la Inter și atunci am coborât acolo jos, era acolo terasa actorilor sau... Terasa. Acolo am băut o bere și am mâncat ceva. Asta era. Că promotorii de aici nu-și dau seama că poate să existe cineva din țara lor care are aceste relații. Așa a fost și cu Santana. cu Santana, eu ne-am apropiat în Hard Rock Cafe, în Hard Rock Hotel din Las Vegas, unde eu eram trupa casei. Și Santana venea fiecare vară, avea o sesiune de 2 săptămâni care cânta acolo și acolo stătea. Și mâncam împreună cu ospătare și cu crupieri de la casino. Da, un tip foarte interesant, el ca personaj, Santana, întotdeauna mi s-a părut. Și atunci, aici, când a fost meet and greet-ul, personaj aparte. La Romexpo, când a venit, Big man, what you doing? Good to see you, știi? Și atunci toată lumea, cine nu m-a crezut, a rămas cu faca, mă, de ce... De unde vine acest complex de neîncredere? Știi ce zic? Așa a fost și cu Frank și cu... Mă rog. Hai să mai trag un pic în clișeele astea rock and roll. Groupies în America ai avut? Nu. Eu oricum nu sunt genul. Dar erau prin jurul vostru? Nu. Asta sunt doar din... Asta sunt niște accesorii. Eu totdeauna am fost cu conținutul muzical. Pe mine m-a interesat estetica, limba aceasta pe care o vorbesc. Motivațiile mele pentru care cânt sunt altele. Eu servesc un alt zeu. E și treabă de orgoliu, mă gândeam. Ce orgoliu? Na, când e cumva rewarding să vezi că... Ce? Cineva cu... Johnny Rădăcanu spunea că el nu a luat niciodată vreo notă decât având în cap o femeie pe care vrea să o cucerească. Asta e părerea lui Johnny. Și mă gândeam că și la tine probabil ar putea funcționa lucrurile. Nu, eu sunt un privat, discret. Viața mea privată nu va aparține, de asta se numește viață privată. Mie nu-mi place dezmățul ăla doar pentru că așa se vede la televizor în videoclipuri, păi și noi să facem așa, să fim ca aia. Nu. Da. Nu. Nu în sensul ăsta vorbeam, ci într-un alt sens, și anume că ok, îmi plac foarte multe trupe românești. Unele mi se par chiar reușite. Ba mai mult, aș merge până într-acolo încât aș spune că unele din aceste, cele câteva care îmi plac, au reușit chiar să aibă și un sound propriu și recunoscibil, ceea ce nu este puțin lucru. Însă, nu le găsesc a avea foarte multă anvergură. Și asta e, cred, nu știu, o chestie care se dezvoltă sau unii oameni o au, alții nu o au pur și simplu. Iar un motiv pentru care lucrurile stau așa este, în palida mea rațiune, că oamenii sunt mult prea cuminți. Și în backstage, sunt și peste tot și în viețile lor private. Căci un tip de golăneală în toată povestea asta cu muzica, cred că aduce și un... atrage un geniu după. Nu cred. Noi nu avem nevoie de accesorii. Astea sunt niște accesorii. Acum, accesoriile ne fac pe noi, la fel cum am spus mai înainte, nu sunt suma părerilor nimănui. Așa e și cu aceste accesorii. De ce trebuie să fie groupies? Doar pentru că poporul este onanist și nu vede altfel dezrădăcinarea asta dintr-o cultură închisă spiritual. Biserica face foarte mult rău. Foarte mult rău. Da? În a ține într-o beznă de exprimare. Tu vorbești de instituție, de evident, bar, evident. Nu de biserică. Nu de credință, da? De instituție care ucide ideea, de obicei. Da? Dar eu nu sunt, și fiecare după temperament, eu nu sunt. De acesta eu am camera mea totdeauna și eu, bun, setea mea de plăcere, nevoia mea de plăcere este totdeauna definit de calitatea și capacitatea mea de a implica, de implicare spre a oferi plăcere. Și asta nu poți cu sticle de whisky după tine cu niște cocaină în tine și cu multe pizde pe lângă tine. Am înțeles. Trebuie să stai lucid. Nu, nu. Dar știi cine ești și militezi pentru calitate, nu pentru cantitate. Doar ca să pari tu ceva ce oricum n-ai cum să fii. Asta era la comuniști, cantitatea, o nouă calitate. Ai dat-o vreodată de gard pe scenă? S-a întâmplat? Da. Sau și ai improvizat pe urmă? Sigur. Vreau să știu una. Păi astea sunt frecvente. Că nu suntem perfecți, dar asta intră în dinamica unei situații vii. Deci asta, sigur. Uite, de obicei, mai ales de când mi s-a schimbat metabolismul și transpir foarte mult și îmi curge transpirația și intră în ochi și mă ustură. Și atunci nu știu ce să fac. Știi? Nu mai găsesc distanța de la microfon, deci... Și atunci nu mai văd griful, că mai sunt. Și atunci se întâmplă. Deci, se întâmplă. Dar dacă ți-o asumi, parcă nu s-a filmat nimic, asta e. Deci nu e... Intră în convenția asta. Deci publicul nu te penalizează. Mă enervează foarte tare pluralul chitare. Mi se pare mult mai firesc chitări. Motiv pentru care o să-l folosesc cum mi se pare mie mai firesc. Câte chitări ai? 26. 26? Și ce sunt? Și cu care te înțelegi cel mai bine? Sunt o pacoste. Și sunt magnet de praf și o problemă că n-am nevoie de atâta. Dar se adună. Vrei, nu vrei, se adună. Și când mă mut undeva, asta e marea problemă. Cărțile și chitele, da. Când asta nevoie de un spațiu minim, da, de 4 camere, ca... mă rog. Și nu știu ce să fac cu ele. Nimeni nu mai cumpără. Aș dori să donez câteva, dar și pentru asta trebuie să fie un cadru bine definit. Totuși să aibă urme, știi? Și să ajungă acolo unde chiar chitările mele poate să-și recapete viața. Deci să fie în niște mâini pe care cred eu că merită. Că sunt foarte mulți samsari. Dar ai avut o perioadă în care, hai să zicem, funcționai mai bine cu Fender-ul, te regăseai mai mult în Fender și acum cânti pe Les Paul sau pe Jackson. Ai avut perioade de astea sau întotdeauna ai mers pe... Jackson, nu există așa. Sunt două chitări în lume, Gibson și Fender. Okay. Restul sunt derivațiile acestea, ca la mașini. Eu sunt un om serios. Deci tu nu ai... În cele 26 nu există decât Gibson și Fender. Da. Ok. La acustice am și altceva. La acustice am niște canadiene și am Larivee, care e foarte bun. Dar tot canadiane și ăla. Dar în electric doar Gibson și Fender. Eu am fost foarte mult cu Les Paul-ul. Și arată într-un fel, are forma aia. Nu numai că arată, dar te definește în frazare, pentru că are acea caracteristică de catifea grea. Are acea noblețe. Știi ce zic? Ai nevoie de, cum să spun, ai nevoie de un set de canapea și de fotolii gen Churchill din piele. Și un whisky lângă. Și trabucul, da? Ăsta e pe numele Gibson. Că e catifelat, e cald. Numai că am un Les Paul din modelul 59, un reissue, care are 8 kg. Și mă doare spatele deja. Și... Asta cred este o metehnă la muzicieni, cel puțin în România. Toți au probleme cu spatele. Da, dar nu numai aici. Deci, instrument greu, n-ai ce face. Totuși îl am la mine totdeauna, că când mă duc, iau la mine 3 chitări, 4 totdeauna, când am treabă. Și în 2009, în 2008, da, am zis că vreau să-mi iau un Telecaster. Și am și făcut asta. Între timp, firma care se ocupa de Fender în România m-a și sprijinit, că i-am dat o mică un mic logo în emisiunea mea Acadeaua și atunci a fost un fel de endorsement. Și e foarte bine că se întâmplă lucrurile astea și că se fac și la noi. Și vreau să zic că Telecasterul, eu am și un Stratocaster, dar mie nu-mi place Stratocasterul pentru că are 3 doze și mă complică. Mă deranjează dorea de mijloc. Și plus unde sunt potențiomețele, știi? Eu am sănătoși cu Telecasterul, deci mi-am formatat un reflex cu degetul mic când să dau volumul jos mai sus. Distanța între degetul meu și potențiometrul Telecaster este cum la Stratocaster este degetul și tonul. Volumul este mult mai sus. Am înțeles. Eu n-am să-mi schimb reflexele la 55 de ani. Ok. Și Telecasterul în schimb are 3 kg. Deci este net. Bă, ce o veselie, mă, să când Telecasterul. Și oricum are alt caracter. Și ale mele sunt foarte bine nimerite. Sunt custom shop. Și sunt din Ash. Nu știu ce asta în românește. Ash Buddy. Nu Arțar? Nu Arțar? Nu știu. Și au un alt caracter. Uite, când am început să cunosc Telecasterul, frazam altfel. Pentru că te zboară altfel. Ai amplificator pe lămpi. Am multe. Da. Tot așa. Bagne de praf. Bagne de praf. Dar nu mai cânt pe ele. Că sunt grele. Am altceva care are 1 kilogram în greutate, e pe lampă, e un design foarte interesant, produce 100 de wați și are 4 canale și nu e mai mare cât un A4 la tine pe birou. Și are 1 kg. M-am uitat la It Might Get Loud, un documentar, cred că vreo oră și un pic, cu Jimmy Page, Jack White și Bono. Știu, când stau acolo pe fotolii și cântă. Da. Cred, ăla a fost filmul unde eu am înțeles cel mai bine că atunci când ești un chitarist care a luat chitara în mână și se apucă să cânte, devine parte din tine și e cu tot corpul. Și vezi asta la cântările Led Zeppelin din filmările din acea perioadă. E cu tot corpul, e într-un fel. Păi este prelungirea ta. Deci chitara sau și instrumentul muzical este doar o unealtă. Chitara nu o să-ți povestească în locul tău ceea ce tu ar trebui să spui. Și ca orice unealtă trebuie cunoscută, nu știu, posibilitatea acestei unelte de expresivitate, de ciupești într-un loc, ce sunete, texturi poți să obții. Dar nu chitară bună te face pe tine bun. Ci tu, dacă ești bun și ești autentic, pe orice instrument poți spune aceeași poveste cu aceeași efect catartic pentru public. Indiferent. Mă uitam, mie îmi place foarte mult Jack White. Mi se pare un bluesman alb demn de luat în seamă. Și cu bumbacul în sânge, să spun. Și mă uitam la cred că era un mic documentar despre un disc de-al lui pe care și l-a înregistrat la nu știu ce cabană undeva în munte, unde și-a luat un kit de înregistrare, era un magnetofon pe nu mai mult de 3 piste și foarte multe puține instrumente muzicale. A zis că vrea să înregistreze fără să aibă multe posibilități tehnice de studio ca să ia de real shit. La tine cum funcționează joaca cu sunetele? Tot așa. I am the real shit. Da? Eu când mă duc să trag undeva, eu n-am nevoie de artificii tehnice. Noi tragem deodată de obicei. Și mai fac câteva overdub-uri. Cum să spun? Tu, dacă ești șofer de autobuz, tu te gândești neapărat dimineața pe orice autobuz te pune RATB-ul, tu mergi și conduci, pentru că ești the real deal. Ești muzician. Nu există pușcă proastă, există trăgător prost. Da. Condițiile sunt diverse, depinde și de buget și de Da? Uite, în Nashville, când am tras discul Nashville Calling, a costat $3.000 pe zi studioul. E prea mult. Deci, dar a fost, am avut un editor atunci, am avut banii, m-am bucurat de disc, foarte bun discul, dar ăsta Reborn-ul, care totuși a terminat anul trecut pe locul 19 în lume. Da, am auzit. Da? Felicitările mele, am auzit. Mersi mult. Deci nu e o performanță de încolo, așa. Dacă aș fi în tenis, lumea vorbea. Dacă sunt 19 ATP sau ce listau băieții. Știi? Dar sunt doar un chitarist și sunt numărul 19 în lume în blues rock music. Who the fuck cares about blues rock în România? Să știi că ușor, ușor niște muzicieni mai aduc lucrul ăsta la suprafață cu oareși ce succes. Vorbesc de... Sunt mare pasionat de Gary Clark Jr. Nu-ți place? Nu mă declar, dar direcția e foarte străină mie. The Black Keys, bineînțeles, și bineînțeles Jack White. Da. Jack White e mai aproape de mine decât Gary Clark Jr. De care ce? Mi se pare un produs nu e autentic. Jack White e autentic. Gary Clark Jr. mi se pare un produs. Care nu e el. Și prin el se încearcă prin niște experimente de astea, cum și piesa asta care a luat Grammy-ul, care The Best Blues Contemporary Song. What the fuck? Știi? Mi se pare că se fac niște experimente. Și el este unul care, un cobai care... Ok. Da, am înțeles. E un produs de showbiz și că cineva vrea să meargă și pe povestea oricum, asta. Oricum, Gary Clark Jr. este sub mine în acest top. Dacă te uiți pe Roots Music Report, The Best of 2019. Ok, vorbim la o cântare unde o să fiți toți trei. O să fim toți trei, o să fiu și eu pe acolo în caz de... Da. Undeva în București. În afară de chitară, te mai joci cu alte instrumente? Sigur, cu oamenii. Cu orchestra mare. Pe mine mă pasionează foarte mult muzica contemporană și scriu mult din asta. Acum am un comision, trebuie să scriu o lucrare, un poem sinfonic și cred că am 86 de instrumentiști acolo. E ceva. Da. Și este... Știi notele, nu? Păi, am înțeles că... Tu știi literele? Da, dar cunosc foarte mulți muzicieni care nu știu notele și nu e complicat cu partiturile. Nu este obligatoriu și eu cunosc foarte mulți vânzători de la Obor care nu știu să semneze un contract, pentru că sunt analfabeți. Totuși sunt acolo, da? Știu să calculeze bine. Nu putem. Știi ce zic? Deci eu consider o treabă etică. E un limbaj asta, da? Omenirea are 3 limbaje prin care se exprimă. Limbajul abstract, care este cel scris, vorbit și vizual, după care este limbajul matematic și este limbajul muzical. Atât. Cu regulile de joc, cu gramatica fiecăruia, cu... eu cred că este de ordin etic dacă cineva se ocupă de obiecte sonore, da? Să cunoască cât mai în detaliu posibil gramatica, morfologia, sintaxele, ca să se exprime mai bogat, ca să nu riște să cadă în clișeu. Pentru că pentru mine, cine este un rifangiu, nu e coleg cu mine. De asta nu-ți place Black Sabbath, ok? Dar nu, niciodată nu mi-a plăcut Black Sabbath. Cu toate că aveam un disc, Mob Rules, ți-ai minte discul ăla? Da, cred că e cu Dio sau ceva. Dar nu, cu Dio a fost, da. Dar nu mi-a plăcut niciodată Black Sabbath. Ți-am zis, Zeppelin. Okay. Diferență mare, da? Spirituală, de sintaxe, de nuanțe, de texturi, de încercări, de căutări. Da? Da, când vin muzele, cum vin ele? De obicei vine singură. Nu e nevoie de mai multe. Dar vine din joacă sau te-ai trezit într-o dimineață? Băi, am o idee să... Depinde. Asta nu e o rețetă. Eu încerc să-mi păstrez dispoziția ca să observ când vine. Dar, uite, cum am Dacă vine muza și vine ideea, de fapt doar pentru asta e nevoie de muză, să vină o idee. După aia vine meșteșugul. Cum dezvolți ideea? De asta dezvolți meșteșug. Trebuie să te pricepi la asta. Înțeles. Asta presupune la tine, în momentul de față, când probabil chitara nu mai are foarte multe secrete. Da, foarte multe. Încă are? Sigur. Și va avea până mor. Cam cât exercițiu ai pe zi? Cât stai jamming tu cu tine? Păi, sunt zile când nici nu mă ating de chitară. Pe mine nu mă interesează chitara. Pe mine mă interesează limbajul muzical. Că uneori am niște comisioane de a scrie, acum cum e cu poemul simfonic, care se numește L'Eau de Gihon, apa Gihonului. Știi ce e Gihonul? Nu știu. Este prima fântână de apă dulce din Ierusalim, săpat de regele David. Din cauza acestei fântâni avea Ierusalimul apă potabilă. Și s-a găsit acum, câți mai s-au găsit ruinele acestei fântâni, la vreo 60 de metri sub pământ, că s-a tot depus, așa. Nu știam. Și am citit după asta, păi în această fântână, așa s-a scăldat Beceba, da? Care, știi povestea, e o legendă frumoasă. Nevastul unui general de acolo, rege David a spus atunci, du-te tu, generalul, în prima linie, că eu vreau să am pe nevastă ta. Și, mă rog, eu nu știu povestea. Eu o treabă, da. Ok. Asta scriu acum și trebuie să fie gata până la sfârșitul anului. Și până atunci, cu chitara, uite, și azi dimineața am cântat. Deci chitara e acolo la dispoziția mea, totdeauna e acolo, la o lungime de braț. Dar eu nu mai sunt cu game, cu moduri, cu scări muzicale să... Nu mai... Eu nu mai gândesc când cânt la chitară. N-am de ce. Eu doar îmi vorbesc vocabularul care este bogat sau mai puțin bogat. Asta e. Pe asta o am. Și încerc să creez acele momente catartice pentru cei care mă onorează cu acel contract care este între mine și public. Adică biletul. Dacă este acel contract, înseamnă că eu trebuie să fac tot posibilul ca să obțin această stare catartică și să generez această stare catartică în tine, public. E o chestie pe care a spus-o Tudor Gheorghe și care mi s-a părut interesantă. Tu, public, ai plătit biletul. Eu am cântat pentru ce ai plătit tu. Nu mă aplec la final. Că nu e nevoie. Adică a fost oricum win-win. A plecat la final, să știi că intră în ritual. Mi-mi place foarte mult momentul ăla când oare să mai dăm un bis, să nu mai dăm un bis, știi? Și pe mine mă încarcă, și pe mine mă excită, că și eu sunt din carne și oase. Deci circulă acel ocean energetic, acele curente, circulă. Mai ales când ești frontman, cred că le încasezi mai mult decât ceilalți din trupă. Eu n-am fost niciodată altceva. Doar în Metropol am fost session man. Pentru unii am văzut că este absolut destructiv și mai mult creează și un tip de dependență. Este întocmai ca cocaina. Ciclul ăsta energetic între artist și public și creează un soi de dependență, cred, mai ales pentru frontman. Cred că unii nu știu să-l gestioneze, pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care știi să-l gestionezi, nu este ca o transă? Ba da. Dar ca să știi, deci trebuie să fii stăpân pe situație. Și trebuie să ai o calitate umană. Adică, mi se pare, odată trebuie să fii stăpân pe situație, odată trebuie să te sincronizezi cu restul bandului. Pe de o parte. Pe de altă parte, să creezi și magie și să fii și parte din ea. Mi se pare destul de complicat. Nu. Pentru că dacă îți alegi muzicienii cu care vorbești aceeași limbă... E important. Foarte important. Iartă-mă. Atunci, uite, eu niciodată nu m-am prefăcut. Dacă te prefaci, deja te îngreunezi cu ceva ce nu ești tu. Da, trebuie să susții o minciună care... Și asta pe termen lung s-ar putea să te disloce puțin din echilibrul tău și, și să devii irascibil, ciufut și vedetist, așa, știi? Mai ai emoții când te sui pe scenă înainte? Sigur, tracul să știi că e foarte sănătos. Dar mie îmi place. Eu, de fapt... Ai ticuri de-astea? Mă scarpi nu știu cum înainte să... Sau îmi fac o cruce sau spun... Nu, eu nu fac cruce, n-am cum. Ah, da, corect. Dar... nu, am avut ritualuri pe vremuri, nu știu, ne îmbrățișăm cu băieții înainte. Bănuiesc că și asta e important. Sigur, adică, de fapt, ce se întâmplă pe scenă, mai ales când este vorba despre un soi de exprimare improvizatorică, cum ceea ce reprezint eu, știi? Că eu nu sunt playlist-uri. Ăsta e concertul. Cel care cântă exact cum este pe disc piesa lui, ăla nu-i concert. El este o redare a pieselor de pe și nu e nimic excitant. Nu se întâmplă nimic acolo. Nu-i concert. Nu sunt tocmai de acord. Odată că sunt mulți care nu-și cântă piesele tocmai ca pe disc, ci încep să se joace. Fie le cântă la altă viteză, fie mai improvizează, fie mai bagă niște pasaje. Atunci face cu ceva autentic. Dar dacă îți cânti exact cum e pe disc, pe nu mă excită. Dacă ești altul și cânti piesele altora de pe disc, chiar că nu mă interesează. Eu îmi permit să mă duc să-l văd pe la autenticul, dacă vreau neapărat să-l văd. Trupele tribut sunt pentru oameni săraci, care nu-și permit. Da, așa este. Știi? Da, și asta e o păcăleală. Da, o păcăleală este, bineînțeles că este, cum să spun, este cu un brand mare de articole sportive, da? Se schimbă o literă și se vinde o falsitate de vinilin, dar... Total de acord cu tine. De la depărtare se vede parcă ar fi ăla. Pe de altă parte, la câte păcălele absolut toxice și periculoase de care avem parte fiecare zi și de care trebuie să ne ferim, asta mi se pare una din cele mai puțin importante. O trupă de cover-uri. Ok, bravo, tribut. Stai puțin. Cover e altceva. Da, tribut am vrut să spun, nu cover. Da. Cover înseamnă că ceva pui de la tine. Știu. Acolo deja se întâmplă ceva interesant. Că s-ar putea să nu ascult identic piesa respectivă, ci ceva pui de la tine. Mi-a ajuns la urechi. O să apară un vinil anul ăsta? Nu știu dacă o să am banii. Că nu e o distracție ieftină. Nu știu. Eu mi-aș dori. Mi-aș dori că totuși să împresc 35 de ani. Sub numele meu n-am fost niciodată pe vinil. Am fost sub numele altora care oricum n-au ce căuta în business-ul ăsta. Mă rog, asta altă poveste. Și nu știu, mi-aș dori așa de să-mi fac un moft. Nici nu știu dacă CD-ul ca și media o să mai fie neapărat valabil. Oricum am acum, că deja sunt aproape, exact 2 ani să împlinesc, de la Reborn, care a făcut o carieră mondială absolut senzațională. Și în premieră pentru Europa Centrală și de Est, vreau să zic, că nu numai pentru România. Da, știu, nu-i puțin lucru. Și mai este un francez și un croat pe acea listă. Adică, de fapt, toată Europa. Că avem am un prieten din Croația, un muzicoținist foarte bun, și un francez care suntem în aceste liste. Mai am o emisiune de muzică aici la radio și am descoperit, cred, vreo 2 trupe foarte interesante din Croația. Da, da, de 4.000 de oameni, da. Cât sunt acolo? 4 milioane. 4 milioane, da, da. Da, da. Uite ce potențial muzical au aici. Okay. Da, da. Și am un material nou, nu știu, tot vorbesc cu Tom Hambridge, care mi-a făcut Nashville Calling-ul. Care e din Nashville. Cred că acum e plecat cu Buddy Guy, că este tobarul lui Buddy Guy. Și nu găsim o lună ca să ne vedem undeva la el în Nashville. Tot timpul e plecat. Dar scriu constant. Deci eu am... Și scriu în 3 limbi. Uite, asta mi-a zis nevastă mea. că sunt proaspăt însurat, am să zic, de un an jumate. Nu credeam niciodată că o să mă... Eu nu cred în această instituție. Nici acum nu cred. Da, eu cred. Bun, opțiune, opțiune. Sunt tradițional. Am înțeles. Eu sunt un progresist retrograd. Eu cred că lucrurile împreună funcționează mai bine decât individual. Eu m-am ocupat de cariera mea până acum, deci n-am avut timp de așa ceva. Dar spunea ea că tu de fapt îți dai seama că scrii pe 3 limbi? Adică, da, mă. Sunt oameni care gândesc în cuvinte, eu sunt unul dintre ei și bănuiesc că o mare majoritate, sunt oameni care gândesc în imagini și pe urmă traduc în cuvinte ce au vrut să spună. Da, dar ca să capete gândirea ta totuși un text aproape poetic, ca să fie un cântec, da, un sonet. Și așa foarte ușor. Uite, acum am început să scriu maghiară, în premieră pentru mine, cu toate că maghiara mi este limba maternă. Înțeles. Nu știam asta. Am făcut un musical. Câte limbi știi? Câte limbi vorbești? A, română, maghiară și... Engleză, da. Da. Și am început să scriu în toate limbile astea și mă uit și e un portofoliu serios acolo pe masă. Am făcut un musical anul trecut, unde am scris și textele pentru cântece. Sunt vreo 16 cântece. Sunt 4 personaje, fiecare are 4 povești. 4 povești. Și foarte haioase. Deci lumea râde de ele. Deci e o comedie asta despre bigamie. Și lumea râde de textele mele. Și asta înseamnă că au ceva. Știi? Râde în sensul că se distrează, că sunt haioase. Știi? Scriu în românește și în engleză. Da, eu... Ar fi frumos, cred, de pus pe o scenă cu niște... Eu trăiesc în vremuri moderne. Îmi place să văd cu visual în spate, cu povești, cu magie, cu toate... Păi am asta. Păi se numește gringotronic. Gringotronic. Gringotronic, pentru că eu sunt gringo, pentru că... Știi ce înseamnă gringo? Știu. Am stat prin Republica Dominicană anul trecut vreo 2 luni jumate și am fost numit ca atare și vine de la Green Go, de la uniformele spaniolilor. Exact, da? Pentru că atunci la Alamo aveau americanii berete verzi. Gringo. Da. Și gringo de fapt este parvenit, intrus. Ce caută aici? Pleacă de aici. Eu multă vreme mă simțeam, poate și acum încă câte un pic, mă simt așa puțin intrus la mine în țară. Este ce vorbeam mai devreme, dezrădăcinarea aia, că te duci acolo și te simți bine, dar parcă ai reveni înapoi. Revii aici și nu-ți plac lucrurile cum stau, pentru că stau cum stau aici. Și întotdeauna ești într-un tip de vârtej unde parcă nu-ți găsești locul. Mă rog, puțin stigmatizat sunt, știi? Pentru că sunt atipic. Și în cartea mea am scris despre fascismul indolenței, care tocmai asta e. Cea mai periculoasă formă a fascismului, pentru că n-are nici măcar ideologie. Dar să știi că oamenii, ca să înțeleagă ce Dumnezeu se întâmplă din realitatea asta imensă înconjurătoare în fiecare zi, fac by default o împart în borcănașe. Ce avem? Weinberger. Păi el e cu chitara. Ce avem? Băi, asta pe mine... Andreea Esca e cu știrile. Și... Dar asta pe mine n-are cum să mă intereseze. Știi ce zic? Știu ce zici, dar noi cu ei vorbim. Bun. Și suntem pe teritoriul lor. Și am fost gringo de România, cred că a fost în 2014 sau 2013. A fost un spectacol, singur cu chitara. Sincer, m-am plictisit eu. Că după 3 piese deja te plictisești dacă stai singur. Ce să faci? La ce să se aștepte o lume de tine, știi? Dar... După care am evoluat și am zis gringotronic, pentru că am băgat instrumente electronice. Ableton, laptop, lupere. Te joci pe Ableton? Sigur, foarte mult. Eu cu Ableton fac toate aceste design-uri de sunet pentru teatru. Sigur, reclamele mele pe asta fac. Deci dintr-o dată ai acces la o formație întreagă cu Ableton. Tracurile. Eu din asta m-am o sus devenit, fac track-uri pentru fel de proiecte. Sunt în niște bănci de date de asta și vin un mail, uite, asta e negativul, fă un track sau 2 de chitară și uite, $75. Okay. Fac în 10 minute. Deci, da, pe Ableton. Și Gringotonicul are și o dimensiune multimedia. Am și o proiecție în spate. O poveste. De fapt, Gringotonic este apologia secolului 20, din care eu sunt făcut. Ne apropiem de final. Fii atent aici. Să presupunem că apare unul din materialele tale pe vinil, da? Și peste 200 de ani, cineva din, hai să zicem, această zonă, se află într-un anticariat și dă peste discul tău. Iar discul tău trebuie să-i spună o poveste a acestor vremuri, să fie o mărturie a acestor vremuri. Care ar fi ăla și ce ar spune? Bun, asta. Păi, acest tip a încercat să trăiască despre tine. Ok, să încheiem așa. Știi ce zic? Sloganul anului acesta, 35 de ani, așa e. 35 de ani despre tine. Cred că. De fapt, eu despre asta sunt. Sunt un Don Quixote, da? Meta societate, meta țară, meta cetățenie, meta care și-a asumat ceea ce este. El crede că se cunoaște, dar s-ar putea să încă nu se știe atât de bine cum crede el că e. Oricum progres, da. Da? Da, asta este, mai ales când încep să devii atent, să deschid. Are niște rigori etice de câteva decenii bune, nu face concesii, nu acceptă prostie, răutate, ticăloșie în jurul său. Este izolat din cauza asta. Este un om de succes, prin urmare este om singur, pentru că succesul este poate cea mai mare dușman al omului. Succesul presupune că faci ce-ți place. Evident, evident, și deranjezi pe alții. Asta e sănătos. Adică cred că dacă n-ai face asta, ai greșit undeva. Și a încercat să facă cel mai onest posibil și conform cunoștințelor lui cel mai bine ceea ce a făcut. Deci, și să ofere catarzis. Asta e foarte important. Să fie oglinda voastră. Dacă cineva s-a emoționat sau a vibrat sau la o notă cântată de mine sau la un vers sau la știu eu ce, nu știam tăi degeaba. Ai, spre exemplu, hai să zicem, Sinfonia a noua lui Beethoven, cântată de 10 orchestre. Deodată? Nu, separat. Doar 2 sau 3 vor suna genial, pentru că știe să ia nota aia altfel acolo. E important. Asta depinde de dirijor. Depinde și de acele noi metode de analiză muzicală. Eu am terminat la Cons, am avut un curs foarte frumos, hermeneutica s-a numit. Ce putem citi printre rânduri și cum reinterpretăm frazările, accentele. Nuanța, da? Uite, contextul. Este un pianist celebru maghiar, dar care stăște în Anglia, Adam Schiff se numește el, și el a făcut o carieră senzațională prin a regândi și reinterpreta pe Bach. Pe instrumentele clasice? Nu, pe pian. Pe ok. Un pianist. Am o poveste cu instrumentele... Oricum, noi oricum cântăm astăzi mult mai repede cum a scris Mozart sau Beethoven, că ei n-aveau instrumentul pianoforte atunci. N-aveau acele mecanisme care să permită acele viteze care sunt astăzi, pentru că răspunsul clapelor și a ciocănelor era mult mai lent decât astăzi. Ei scriau oricum și cântau mult mai lent. Asta a încercat Celibidache să redea. El totuși a redus tempo-ul. Știi? Și de asta sună altfel la Celibidache. Opa, știi? Bine, a stricat și pe altfel. Mulțumesc mult că ai venit. Eu mulțumesc că m-ați primit. Bye.